Psst, băiatul, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul QUICK la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un episod în care vreau la cunosc County. Avem meci cu Sunderland, aflată acolo în josul clasamentului. Vom simula cu această echipă destul de slabă, dar pe aici pe acolo cu titulari, ceea ce e ok. Poate o zi acum poți să ne care meciul ăsta. Parcă vezi că da așa un hat-trick, pac, și câștigăm. La noi acasă, hai că avem șanse, un 4-3-3, trimit băieții de la Sunderland. Să dăm repede skip, hai să lăsăm puțin suspans, până la un gol. Sperăm că se va da de partea noastră. Sunt slabi ăștia, bă, n-au echipă deloc bună. Ce dracu' e asta? Uitați-vă și voi la ea. Și... ok, ok, hai, și un roșu, și un roșu. A, 2-0, hai mă și cu roșu, mă, tată, mă, să fie complet acum, mă. 2-0 pentru fucking Sunderland. Am o zi acupa în Garcia, în pat-o în teren. 2-0 cu Sunderland. Mama măsii. Ah, Godin Dolun pe tușă. Fix. Fix ce-mi trebuia. Fix ce-mi trebuia, mă. Vreau să-l vând că nu prea joacă nimic. E și bătrân și sezonul viitor nu mai pot scoate banii pe el. Și acum s-a accentat. Expiră și contractele la jucător. Dar păi cum, dracu, bă, totu-i frumos. Ce început bun de episod, bă. Ok, jucăm aici în deplasare cu Newcastle. Locul 5, mai exact, pentru ăștia. Haideți, mă, hai mă să vedem. După o înfrângere trebuie neapărat să vină victoria. Altfel s-a cam ales praful. Oh, ce umbră, se joacă așa pe înserat. Hai mă să vă văd, mă. Cum ați ajuns voi pe locul 5? O, da, a fost umensat, dar normal că nu trimitem unde trebuie. Hai, băiete, Henry, bun, ala-i. Și acum, o zi Iacup. O zi Iacup. Un spin absolut teribil. Și acum Solanke recuperează, ia uite-l, mă. Omul cu pasa, omul cu recuperarea. Omul ce face de toate, mai puțin să șuteze. Senzațional. E cineva în care e acolo. Cred că e o zi acupă la... dar l-o prinde ușor. Ești Thomas. O, da, Oshiro. Foarte bine. Hai bă. Hai bă, hai bă, hai bă. Urcă, urcă acolo. Suci Giordano. Pasă-i bună. Pasă-i foarte bună. Hai Giordano, hai Giordano. Continuă forma bună. Cade în cap. Ce? Oshiro ăsta o să aibă și el oare un meci bun, mă. Odată, bă, să zic. Bă, uite ce bine a jucat Oshiro, bă. Bă, nu cred, sincer. O, da, Giordano. Giordano se duce. A început să prindă și viteză mult mai mare. Giordano cu exterior gol. Autogol. Dar se pune pentru Giordano, oare că am fost deviat acolo. Se bucură el, adică pentru el, el a înscris. Hai să vedem totuși ce zice și tabela, să vedem aici oficialii ce zic. Care e decizia oficială? El e fericit, atâta știm. O, ce liniște aici la ei acasă, mă, la Newcastle. Am centrat fix în ăla. S-a lovit doi jucători, da, e autogol lui Mbemba. Extraordinar, dar Giordano e gol lui pentru mine. Pentru noi, în sufletele noastre. Giordano încă e Messi, sau Messi e Giordano? Al nostru Giordano, bun. Un călcâi, o pasă. Și aici, Giordano. Ok, oh, ok, Solanke. Solanke în spate. Și acum Fosu Mensa aruncă mingea fix în brațele lui Darlo. Nu știu, dar mereu ajunge numai ăsta. Nu a fost Mensa în poziție bună de long shot. Foarte rar un Iacup sau Gărcică. Și el mai dă, bine. Hai, Henry, nu mă dezamăgi, că mi-ai zis să te bag, bă. Ok, până la urmă, Henry a recuperat din fața lui Ameobi. Ceea ce nu e așa rău. O zi Iacup, hai, o zi, du-te, o zi, du-te, o zi, no! Hai, Henry, du-te peste el, Henry, mănâncă-l. Ia-l de craci! Henry, 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 super, Henry! Deci ești dobitoc cu toți familia, mă, tipul rusul, la chemă Putin. Extraordinar. Aproape de pauză, bă, un meci cam lipsit de ocazii, însă cu un gol, autogol. O, ce pasă bună, din prima dăm cu Giordano. De ce? De ce? Dă-mi, Doamne, minte, să nu mai mă grăbesc ca un dobitoc. Vai, 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 și se termină, oameni buni, prima repriză, bă, conducem 1-0, Giordano a scos un autogol pentru a noastră echipă, motoreta, ai uite, popică, pasă, superă, popică, Solanke, bară, v-am spus, blestemul se întoarce, bară, blestemul se întoarce, ar trebui să facă film, ceva, horror, pentru mine să fie horror, vai, o, bine, Oziacop ăsta e bun la toate, bă, nimic de zis, foarte bun transfer, gratis. Ok, Solanke, șut, bun încă o dată, popica, ăla a fost șut. A fost deviat, ce? Cred că încep să vorbesc. Hai cu capul, băiete, hai mă, nu mai dă. A fost centrare, zic că a fost șut, mă, pe portar, prinde. Foarte slabă centrare.
Asta n-are cum să fie bine, super, Stolo, de ce ne îndoim, mă, bă, dacă pleci te omor, te leg, te fac masă de tortură, numai să te torturez până rămâi, te spălăm pe creier, prietene. Până o să-ți dai seama că aici e casa ta, bă, și n-ai de ce dracu să pleci, că eu te-am crescut în paștele tău de autist. Bun, Popică, Popică, motoreta. Normal că echipa lasă pe Popică aici, bă, că știe că e motoreta. Ia uite-l, mă, ia uite-l, ia uite-l, uite ce fuge, Popică, Popică. Nu, n-o să mai laud jucătorii de acum încolo, să dea dracu dacă, mai, dacă mai zic ceva de bine de ei vreodată. N-am de ce, că mereu pierd când zic asta. Ok, Popică, motoreta. Pasă acolo, bun, Solanche, ce pasă da Popică, Solanche, apără Darnau. Șuturile lor sunt mereu blocate. Al dracu Solanche nu poate, mă. Edlin, a, ce pasă bună, nu? Stolojane, mai scoți una. Ok, scoate rusul data asta, însă pentru puțin timp, bun, Edlin greșește pasa și Aghire acolo către Popică. Motoreta, hai să dăm la Solanche. Solanche, oh, se duce Giordano, dacă e pasă. Normal e Solanche, cum dracu să nu fie pasă bună. Hai Giordano, se duce Giordano, superb. Giordano, e Messi, gol încă o dată, mă. Solanche și Giordano. Ce bine combină ei, mă, ia uite aici, în fața camerei, băiete. Poză de thumbnail, nu alta. Excepțional, Solanche pasează încă o dată decisiv. Omul ăsta habar n-are să șuteze, dar dă niște pase de geniu, bă. Da, bă, se termină meciul, oameni buni. Câștigăm noi aici cu 2-0, un autogol scos de Giordano și un gol dat de Giordano. Bă, să mai spună ce... Bă, deci are cea mai bună formă de când l-am adus la echipă pe Giordano. Însă Solanche este omul meciului, un asist pentru a juca bine. A dat și bar, a avut ghinion, din păcate, asta este cel mai slab aparent de pe teren, este Gărcică. Unde ți-i pula numistic, domn Plotoner? Popică acceptă contractul, prelungerea de contract. Niangre vine din accentare, vești bune în sfârșit. Benzar, din păcate, vrea... What? Vrea rol mai mare, i-am dat important for fuck's sake, vrea să fie crucial. Tu te dracu, poți să pleci. Devante Cole vrea și el, i-am dat squad rotation. Ce dracu, are 69 overall. Am doi atacați mult mai bun decât el. Hewitt la fel, i-am dat și lui important. Cristi Tena se acceptă, mă. I-am dat squad rotation la zeul lor, normal că acceptă. Cum dracu, știe că poate ajuta orice, și dacă nu joacă niciun meci, mă, tot ajută. Meci cu Everton acum și ăștia se află destul de jos în clasament. Ia uite, 3 galuri la rând, de 3 galuri 1-1 cu Grasshopper. Au făcut egal cu ăia, mă, cu elvețienii. Bă, sunt foarte slabi în Europa League, cel mai probabil. Hai să vedem cum ne descurcăm noi însă la noi acasă. Hai să vinem o victorie în simulări. Dă-o, dracu, de treabă, că prea, e prea de tot. La cum pierdem, în ce ritm pierdem. No, n-ați făcut asta, no, n-ați... Asta este, băieți? E ultima dată când o să-i vedem pe cei de la Everton vreodată în istorie, o să-i șterg. L-au accentat pe zeul lor, tănați ăștia, sunt nebuni, bă! Ok, asta e echipa pentru meciul următor, Niangre vine din accentare, însă mai e pe aici puțin lovit, dar să sperăm că nu va recidiva accentarea. Giordano, Solanche, Garcia, Rusu Pavlenko aici puțin obosit, acum... Trebuie să forțăm oamenii. Meci cu Leicester, locul 5. Locul 5 pentru voi tineri. Ia să vă văd eu în acțiune. La voi acasă. Fostă campioană Leicester. Surprinzător campion atunci. La fel cum se face și noi surpriza în sezonul ăsta. Dar ce surpriză, că se știa deja. Ce echipă avem noi, mă? Ce echipă avem noi? În continuare, pe primul loc ne putem distanța și mai mult dacă o să câștigăm acest meci de Arsenal, echipa de pe locul 2. Da, bă, avem un parcurs excepțional în campionat. Oh, ce bine se duce Giordano, dar șutul slab. Ciocan ăsta fără un m prinde. Tot la noi ajunge mingea, Gărcică, super pasă. Se duce acolo Giordano, însă nu știu dacă a fost bine când a dat la el. Giordano, trebuie, ce vorbești, mă? Giordano Messi, dă-te, mă, din calea lui. M-a încurcat al meu, mă, superb. Ce e mai frumos decât să te încurce jucătorul tău? Și am faultat, nu? Normal, cum trebuie, l-am omorât. Este aici Giordano cu centrarea destul de bună. Hai, băiete, Niang cu farfeca. Pustin stângaci, dar... Bă, măcar e ocazie bună. Și ocaziile sunt faine. Că l-a intrat în al meu. Au. Ok. Ok. Oh, da, Niang, hai, băiete, mi-era dor de tine. Du-te, Niang, hai, că-i depășești pe toți. Nimeni nu te poate opri, tinere, Niang, pe jos, Olanghi, aproape de gol, las-o, păcat. Bă, atât de aproape, da, bine, n-ai ce să zici. Și dacă dădeam simplu, probabil o apăra. Am dat și pe centru, apăra și ala bine. Păcat, bă, ai de capul meu, nu. Stai așa, casiera, dă-te dracu de aici de casieriță proastă, pleacă.
Dezamăgitor, bă, dezamăgitor meciul ăsta, sincer. Nu prea am reușit mare lucru. Pasă, cred că a fost offside. Sper să nu, totuși. Solanke, gol! Da, offside. Mă las să dau gol, mă, să mă bucur așa o fracțiune de secundă și după aia... Și că-mi bagă fanilul ăla în curmă. Să-și bată joc de mine, pur și simplu. E fosu. Pasă superbă, da mă, asta e. Hai Niang, ăsta-i golul. Ăsta-i golul, poziționează-te bine, Solanke, sau te omor. A, da, de 3 ori iar nu merge centrarea. Bă, putea să fie gol aici, bă. Doamne ferește, deci nu jucăm nimic. Nu jucăm nimic. Nimic nu vrea să funcționeze meciul ăsta. Ce? Nu, nu, pe final, du-te, marș, du-te. Ok, offside. În sfârșit, Ranieri, îmi pare rău, bătrâne. Se termină meciul, bă, din păcate, 0-0 cu Leicester. S-au ținut bine oamenii. Foarte puține ocazii, unele mari, unele mai puțin. Da, domina la posesie, un meci absolut teribil, teribil, n-am jucat nimic. Aparent cel mai slab din echipă, Henry, care a fost unul dintre cei mai buni meciul trecut. Începem perioada de transferuri, bă, deci în episodul viitor vom încerca să aducem jucători, poate vor și pleca jucători, de ce nu? Vom juca cel mai probabil cu Manchester United și cu... Nu o să jucăm cu Port Vale, n-are rost. Poate cu West Ham sau cu West Brom. Poate cu Newcastle din nou, habar n-am. Ok, în campionat suntem pe primul loc, bineînțeles, însă ne-am cam încurcat în ultima perioadă, am pierdut în simulare, am făcut egal cu Leicester. Leicester care a căzut pe 7. Da, bă, cam atât pentru astăzi, însă eu am fost Quick, să aveți o zi absolut excepțională. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut cu video. Ciao, les.